Islandia, Canarii, la vulcani și la, și am văzut lava proaspătă. Am fost la mare, la excursii și la turnei. Da, eu am jucat în fiecare zi, când nu am fost ocupat, dar când am fost, mi-am îndeplinit sarcinile și am ieșit afară să mă joc cu prietenii mei. Ca și sportiv, îmi place să fac să alerg fiecare zi. Și ieșeam afară pe terenul nostru să jucăm fotbal. Am un prieten și am fost cu dânsul în vacanță la mare. Și eu cu tata în fiecare zi ies afară și mă antrenez. Eu pentru Zimbru sunt un mini fan. Nu pot spune detaliile. Nu sunt un mare fan. Dar mă uit meciurile. Când este un mici la Zimbru, mă uit în fiecare zi ce au fotbaliștii, de ce fac mai bine decât noi. Au pasare mai bună, au șutul mai bun. La antrenamente, la fotbal, a fost niște antrenamente foarte interesante, în care noi am învățat destul de multe lucruri noi, care nu le-am învățat în timpul școlii. Vacanța au fost cam 3 luni, care încă nu s-au terminat, au fost foarte bucuroase. Am avut antrenamente care ne pregătim acum de campionat, că avem multe jocuri noi. Am așteptat mult, fiindcă fotbalul este ceva din viața mea. Îmi place foarte mult și antrenamentele le-am așteptat de mult. Acum, vara, nu mai practicăm nu chiar mult și sunt bucuros că s-au început. Da, mai jucăm și prin stradă, cu prietenii. Seara ne mai ducem să jucăm fotbal. Pe lângă antrenamente ne mai distrăm, pentru că nouă ne place foarte mult acest sport.